celebra soprană Angela Gheorghiu a fost subiectul unui scandal la Seul. Artista româncă a întrerupt o reprezentație a operei Tosca, deranjată că unui tenor corean i s-a cerut un bis și ei nu. Soprana Angela Gheorghiu a fost fuiduită la Seul după ce a întrerupt actul al treilea al unei reprezentații, Tosca. Potrivit presei coreene, soprana a fost deranjată că tenorul Alfred Kim a fost rugat de public să interpreteze un bis la celebra arie E. Lusevan Le Stele. Soprana a urcat pe scenă și a făcut tot posibilul să-l oprească pe dirijorul Ye Yong Bae, reproșând publicului că nu o respectă îndeajuns. Ulterior, reprezentația a continuat. La final, Gheorghiu nu a ieșit pe scenă în timpul aplauzelor, iar când a fost însoțită pe scenă de către un alt artist corean, Samuel Yoon, ea a fost întâmpinată cu huiduiel din partea publicului și s-a întors în culise. Presa coreană amintește că Angela Gheorghiu nu este la prima ieșire de acest fel. Ea a avut un comportament similar în 2016, când a refuzat să continue o reprezentație a operei Tosca la Viena, după ce tenorului Johannes Kaufmann a fost cerut de public un bis la aceeași arie, E. Lusevan Le Stele.